Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un medic legist avertizează public că șoferii care mănâncă covrigi sau cozonaci cu mac ar putea primi rezultate pozitive la testele antidrog pentru opiacee. Este de la mac, nu de la covrig sau de la cozonac. Deci, covrig sau cozonac. Nu, orice cu mac în principiu. Și baigli de la, nu? Așa zicea. Da, medicul a luat cumva rezultatele testului nostru. Băi, da. Experimentului nostru, adică noi chiar am făcut o treabă serioasă în dimineața aia. Da, sigur. El e profesionistul, adică noi am făcut-o și am avut și o victimă aici, să nu mai revenim asupra... cineva care a ieșit pozitiv. Este vorba de domnul... Ce te uiți, mă, la mine așa? E vorba de mine, da. Da, da, a fost o eroare, desigur. Tu ai ieșit pozitiv la covrig. Nu, am ieșit la nu mai știu ce. La covrig. Da, dar n-am auzit nu știu ce. În fine. Și după aceea, Luca era realmente îngrijorat și eu acum ce fac. Da, bine, stați un pic, că trebuie precizat că la noi era un test din cele folosite de poliție, era un test de pe internet, nu știu. Da, păi și... Hai de vedeți să nu vă nenorociți copiii. Da. Medicul legist Cristian Papară o precizează că e vorba de rezultate pozitive, nu fals pozitive, și asta este o distinție foarte importantă. Pentru că atunci când, adică, domnul doctor spune, testul chiar măsoară, chiar identifică opiacee în sânge. Uh-huh. Că acum știm cu toții că testele astea pe care le folosește poliția dau rezultate fals pozitive sau au un nivel de sensibilitate atât de ridicat încât se mișcă la tot felul de prostii și sunt foarte multe cazuri confirmate inclusiv de medicii legiști, de colegiul medicilor legiști, în care oamenii s-au dus după aceea la IML, au cerut analize de sânge și au demonstrat că rezultatele erau fals pozitive. Sigur, durează un timp până obții aceste rezultate, trebuie să plătești taxe de urgență, ai de dat explicații la serviciu, în familie, se deschide dosarul penal, deci o bătaie de cap. Ceva frumos. Da. Dar doctorul Papărău spune că în acest caz este vorba de rezultate pozitive efectiv, adică testele chiar identifică opiacee în sânge pentru că ai mâncat mac, covrigi cu mac. Sigur, mai spune, dânsul mai spune și că rezultatul testului e influențat de cantitatea de semințe de mac mâncate, cât și de sensibilitatea testului respectiv și a persoanei în cauză. Păi da, acum mă gândesc, dacă mănânci covrigi cu mac, ok, n-ai problema noastră cu greutatea, da. Și mănânci covrigi cu mac zilnic, 1-2 covrigi zilnic, da. Te obișnuiești o perioadă. Da. Vrei să fii găsit pozitiv? Asta e o poveste veche. Cine se uita la Seinfeld își aduce aminte de episodul în care Elaine iese pozitiv, încearcă să se angajeze undeva și iese pozitivă la un test cu opiacee pentru că mâncase un covrig cu mac și este disperată să demonstreze că nu este o drogată. Acolo, firește, cred că o parte ficțiune, dar uite că se întâmplă și realitate. Dar problema este reală și e semnalată în multiple cazuri. Sunt mulți oameni care au pățit lucruri de genul ăsta fără să fie vinovați și aici, sigur, repet, cred că statul ar trebui să aibă o reacție, Ministerul de Interne, Guvernul, ar trebui totuși să stabilească niște niveluri minimale, adică, bun, dacă zici toleranță zero și ai 0% acceptabil pentru orice fel de substanță și testele respective au o sensibilitate stabilită și ea la 0, atunci riști să dai tot soiul de dandanale. Sunt și astfel de cazuri în care oamenii mănâncă un covrig cu mac, nu înseamnă că sunt drogați, dar pentru că totul este setat la 0, orice fel de abatere de la 0, dacă ai 0,01, rezultă într-un dosar penal, ceea ce mi se pare totuși un abuz din partea statului. Categoric, da. Ar fi chiar tare. Ar fi tare să ne dai un telefon într-o dimineață că prinzi un filtru, ai mâncat niște covrigi, zice. Eu nu prea am plăcere. Ăsta este norocul meu. Sper să nu se întâmple la alte lucruri, știi? Adică... Ne-am avut de-a lungul timpului aici o pleiadă de articole, da? Care determină valori anormale ale alcoolemiei. Am înțeles că de la banană mai poți plăți. Nu, dar erau aia, erau... am avut cornulețele cu șampanie. Cornulețele cu șampanie, domnule, ceva nenorocit. Și mai sunt niște bomboane cu niște cu lichior și cu astea. Aici pe Luca. Acolo nu, că stai puțin, că aia și scrie pe aia bomboană cu lichior. Da. Am dacă mănânci bomboane da, cu lichior, te gândești cât lichior, că e totuși... Nu e, lichior, tată. Dar cât lichior e acolo? Cât poate să fie într-un... Ar trebui să facem un test, să chemăm un polițist într-o zi. Măi, polițistul, ia vino! Să facem un test de ăsta, o fiolă, cum îi spune, nu? Și să poate să vină chiar cu teste din partea poliției, că dacă o facem, hai să o facem oficial. Și mâncăm bobana cu lichior și facem test. La un minut, o oră, 10 ore să le dăm sau... Nu? Da, ne putem distra, da. Te sacrifici? Da, bombonele am mai pus.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.